capului Sfântului Ioan Botezător. Pentru noi e o simplă sărbătoare. Nu ne mai doare. Pentru că noi nu avem pe cineva drag și important care a murit de curând. Nu prea avem. Oamenii vișnuiți. Era normal să moară. Dar gândiți-vă cine era pentru poporul evreu Sfântul Ioan Botezător. Și cine era Sfântul Ioan Botezătorul pentru Domnul? Știu, nu reprezentăm, pentru că acum suntem cam toți așa, suntem nivelați. Dar în sufletul nostru noi avem pe cineva drag. Mai important decât toți. Și când se întâmplă să moară, se întâmplă ceva. Duhovnicul nostru, dragilor și al soției, e bolnăvios. Și când am auzit despre problemele lui, mă speriam. La cine să mergem după ce ne moare duhovnicul? Când ne-am dus să ne spovedim și l-am găsit pe picioare și putere, am revenit, slavă ție, Doamne, totul e în liniște. Deci când se întâmplă un astfel de lucru, ca cel drag să-ți moară, te sfâși în bucăți. Și mai ales când acel drag era un om stârb. Și toată viața ta se clădea în funcție de ce spune el. La nevoie te duceai și întrebai cum e cu albă neagră. Chiar dacă poate nu spunea albă neagră, dar știai că e acolo și te sprijine cu tine în rugăciune. Când se întâmplă ca un astfel de stârb să nu te clatini. Eu cel puțin așa reacționez. Și vă introduc în aceste cuvinte, în această atmosferă. Domnul Hristos i-a murit înainte mergătorului. Cel care a pregătit poporul. Cât a făcut El? Pentru cuvântul Evangheliei. Și spune Părintele Bartolomeu, cred că la el am citit, că Domnul Hristos acum nu predica. Mulțimile care veneau după El, cei 5.000 de bărbați, cu femei și cu copii, erau o mulțime de bolnavi. El, într-o tăcere de plină, așa zice, Părinte, nu știu acum dacă e așa, alt părinte spunea că ar fi, de fapt, cuvântarea despre împărtășanie de la Sfântul Ioan Evanghelistul. Nu știu. Dar, o lungă aceasta de reper, îi spun că Domnul, în liniște, adică necăjit. Necăjit de moartea verișorului lui. Care nu era doar un verișor. Ci era cel care a pregătit poporul pentru vederea Fiului lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. I s-a făcut milă de popor și vindecat pe toți. Și vindecat și-a întăcere. Albă, șalbă, șalbă, șalbă. Și după aceasta, apostolii descoperă minunea aceasta surprinzătoare, prin care ei înțeleg că Domnul este stăpânul vieții și al morții. El este doctorul sufletelor și lucrurilor. Și dacă El poate vindeca, iată, poate și hrăni mulțimile. Dintr-o fărâmiță. Din 5 pâini și 2 pești. Apostolii asistă la lucrul acesta. Mai ales în situația în care ei trebuiau să dea de mâncare mulțimilor. Că așa le zice Domnul. Nu trebuie să plece mulțimile. Dar ține voi să mănânce. Vă dați seama cum ar fi exact? Nu ar zice nouă patriarhă. Rezolvați problema. Păi da, dar arhitecți. Direcția de cultură Prahova. Nu pot. Păi nu știu cum, dar de-aia pus acolo. Să rezolv problema. Și dintr-o dată, patriarhul zice, bine, nu ești de stare. Și trimite echipa de construcții și biserica în 2 săptămâni arată pe cap. Vă dați seama cum aș simți eu când stau de ani de zile, de ani de zile, să rezolv o situație aici cu parohia, nu reușesc. Și din doar de partea cu primit, te dau un telefon, mă trezesc cu construcția, se rezolvă. Și eu, cum credeți că mă voi simți după momentul acesta? Păi, zdrobit de puterea patriarhului. Domnule, ce tare este. Deci eu stau după legi, stau după oameni. O plâng de unul la altul, neputincios. Și el când simt cu telefon, rezolvă problema. Cam așa s-a întâmplat. Și apostolii au asistat. Iar Petru este unul dintre apostolii care au văzut cu ochii credinței că Domnul este Fiul lui Dumnezeu. De aceea evenimentul ce se petrece pe mare este un eveniment care are o logică. O logică interioară. Nu e logica omenească, ci o logică
a credinței. Domnul Hristos îi spune, puțin credincios, dar asta înseamnă că Petru era credincios. Pentru că atunci când îl văd pe mare, tot strigă. Cred că e nălucă. Fantomă, ciudățenie. Dar strigă. Se încurcați, se fricoșați, se puie pe mări. Ce se întâmplă acolo? Și Domnul îi spune, nu îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Și Petru este în logica credinței. Zice, dacă ești tu, Doamne, dă-mi să vin la tine pe apă. Adică, dacă tu ești și tu mergi pe apă, eu te-am văzut pe tine, că tu poți să dai de mâncare. La mii de oameni, deși sunt la 5.000 și de pești, am văzut că tu vindeci mulțime de oameni, tu ești stăpân. Și dacă tu ești stăpânul, înseamnă că tu poți să mă faci și pe mine să merg pe apă. Pentru că tu poți orice. Tu ești creatorul meu, creatorul mării, creatorul tuturor lucrurilor. Deci în logica aceasta aș vrea să gândiți lucrurile. În logica credinței. Pentru că și dumneavoastră nu sunteți numai începători ai credinței. Cum avem credința de fiecare dată văzându-ne păcatele. Că la ce păcate facem, parcă numai începători ai credinței suntem. Dar avem și momente în care nu suntem începători ai credinței. Intrăm în logica aceasta. Și unor poate în timpul predicii. De aceea mă stăvesc. Am tendința să cred eu însumi că atunci când predic pe temelia Cuvântului lui Hristos, pe temelia Evangheliei și a Apostolului, pe momentul acesta sunt credincios și intru în logica credinței. Pe mine, preotul dumneavoastră, mă ajută teribil de mult Apostolul Evanghelia momentul acesta al predicii. Pentru că intru într-o logică care nu e cea de acasă. Ci o altă logică. O logică care are legătură cu stăpânul meu. Cu biruitorul vieții, morții. Cu stăpânul vieții. Cu împăratul împăraților și Domnul Domnilor. În logica aceasta intru. Dar în logica aceasta și rămân, aceasta este tema de astăzi. Suntem chemați să rămânem în logica dumnezeiască. V-am citit la trecută o poezie. Vreau să evadez din realitate în adevăr. Nu mai repet. Dar înțelegeți că sunt două realități. Realitatea aceasta care ne înconjoară, unii realitatea fizică și adevărul, realitatea dumnezeiască. Există două feluri de a interacționa între cele două realități. Mai întâi, după logica omenească, suntem ajutați de cuvântul Scripturii ca atunci când vedem un cercetător, în spatele lui să vedem pe Domnul Hristos. Nu-i așa? La Evanghelia, înfricoșătoare judecăți. Vă aduceți aminte Evanghelia aceasta. Nu? Vezi pe cineva, vezi să mânce, vezi să vezi dacă e setat, de la temniță, dacă este temniță, cercetează pe cel care are nevoie, întrucât ați făcut unia dintre aceștia prea mici, mie mi-ați făcut. Deci, din realitatea cotidiană, dacă tu ești atent, și aici are legătură introducerea cu politețea de care v-am spus, cu grija aceasta de a vedea, ce e aici? Despre ce e vorba aici? Deci, în întâlnirea ta cu altcineva din realitatea ta, Evanghelia te ajută să pătrunzi în adevăr. Deci din realitate, în adevăr. Se poate așa. Și ai grijă aceasta. Eu o văd pe Doamna Preoteasă. Da, da. În Doamna Preoteasă este chipul lui Dumnezeu. Este Duhul Sfânt în ea. Și atunci eu trebuie să am grijă. Nu? Deosebit. Pentru că eu văd realitatea. Că Doamna Preoteasă o recunosc. Soția mea. Dar în același timp, văd prin ea adevărul. Adevărul e că nu e doar soția mea și mama copiilor mei, ci este fiica lui Dumnezeu. Pentru că ea e chipul lui Dumnezeu. Este ceva care nu e al meu. Și nu e doar al meu, ci al copiilor mei. Este ceva al împărăției lui Dumnezeu. Și aceasta se poate întâmpla și cu Mariana și cu Maria. La fel, ele sunt enoriașele mele. Fiică duhovnicea, fiice duhovnicești. Și nu sunt doar ale mele. Ci eu știu, când le văd pe dânsele, că în adevăr, ele sunt fiicele lui Dumnezeu. Și atunci să am un comportament grijuliu față de dânsele. Pentru că, întrucât fac lor ceva, fac lui Hristos. Deci acesta este un tip de interacțiune
al meu din realitatea aceasta fizică, cu altcineva din realitatea fizică, mergând către adevăr. Și aceasta este logica omenească de care am spus mai devreme. În logica omenească, așa funcționa, așa zidim, așa construim. Dar există logica aceasta a credinței, care vine invers. E o logică nu a începătorului. Este o logică a credinciosului. Este acel care cunoaște adevărul în inima lui. Acel care îl cunoaște pe Hristos în inima lui. Și l-a pus și trăiește toată viața plecând de la realitatea adevărului și vine în realitatea fizică. Sunt oamenii cei credincioși care orice fac, fac plecând de la această realitate. Plec de acasă. Mă întâlnesc cu vecina. Vecina mă cheamă lăuntru. Și îmi zice, uite, îți dau o bucată de tort. Și tu reacționezi. Deci, nu pot să mănânc tort. De ce nu mănânci tort? Pentru că e bine. Deci, realitatea e intrinsecă, interior, realitatea adevărului. Tu ești deja de dimineață în adevăr. Și atunci tu vii cu această realitate interioară și o aplici realității fizice. Pentru că tu trăiești de dimineață într-o altă realitate. Noi, miercurea și vinerea, trăim într-o altă realitate. Cu această poruncă a Apostolului. Deci se poate și invers. Și asta e un simplu exemplu. Dar la fel se poate aplica pentru rugăciune. E mai simplu cu postul. Deci tu de dimineață ții post. Și atunci toată viața te organizezi în funcție de porunca postului. Până seara târziu. Dar și la rugăciune e la fel, dragii mei. Rugăciunea nu este doar un moment de citire. Sau de rostire a unor rugăciuni. Rugăciunea este o stare de întâlnire. Dacă nu ne-a reușit dimineața, când facem rugăciunea de dimineață, să ne întâlnim cu Hristos, apoi această întâlnire cu Hristos va marca existența fizică, realitatea fizică. Deci noi dimineața avem acest moment de întâlnire cu Dumnezeu, de întâlnire cu adevărul, de introducere în realitatea care nu e fizică. Pentru că te trezești, ești aproape adormit în relația fizică și te așezi în rugăciune. Asta fac. Da? Și majoritatea dacă facem același lucru. Că dacă ne apucăm să facem, să ne spălăm și alte lucruri și să bem și să mâncăm, rugăciunea cine știe dacă o mai face. Poate dumneavoastră că sunteți pensionari, poate aveți alt ritm. Dar eu vorbesc de noi cei care trebuie să plecăm de acasă. Atunci ne trezim mai devreme să ne facem rugăciunea. Că dacă plecăm și o lăsăm pentru drum, s-ar putea să nu o facem. Și atunci, pui măciți aproape, cum suntem, deci nefiind conectați total la realitatea fizică, noi ne introducem în realitatea spirituală, realitatea adevărului. Și unii dintre noi reușesc să aibă și să păstreze toată ziua, așa cum am spus în legătură cu postul, să păstreze această rânduială a rugăciunii. Aceasta e logica credinței. Și toată ziua ți-o petreci cu gândul la Dumnezeu. Și tot ceea ce se întâmplă, vezi ca fiind al lui Dumnezeu. Deci nu te dau întâlnirea de aici, ci când îl vezi, te întâlnești cu omul, spui, e omul lui Dumnezeu, mi l-a trimis în realitatea fizică. Pentru că, de fapt, Domnul l-a trimis. Deci vezi lucrurile din altă perspectivă. Iar noi suntem chemați să facem acest balans, dragii mei. Din realitatea fizică să pătrundem către cele duhovnicești, dar unii dintre noi, și sunt ani de zile de când noi suntem în biserică, e timpul să avem experiență. Și invers. Ca lumea lui Dumnezeu să o transpune în realitatea fizică. Aceasta o face apostolul. Sau preotul. La aceasta suntem chemați, dragilor. Noi suntem mijlocitori între voi și păstori, dar și între păstori și voi. Deci mijlocitorul, preotul, este la mijloc între credincioși și Dumnezeu, dar și între Dumnezeu și credincioși. Dacă aș fi doar mijlocitor între credincioși și Dumnezeu, aș sta numai cu spatele la dumneavoastră.
Dar vedeți de câte ori se întoarce preotul și vine către dumneavoastră. Ba cu tămâia, ba cu binecuvântări, ba cu cuvânt. Pentru că e mijlocitor și de la Dumnezeu între oameni. Și dumneavoastră sunteți chemați să fiți neam sfânt și preoție împărătească. Adică fiecare dintre dumneavoastră trebuie să facă acest balans. Mai întâi să intre el în lumea lui Dumnezeu, din realitatea fizică, în realitatea adevărului, dar și invers. Odată ce a pătruns în realitatea adevărului, să se îndibe cu harul realității adevărului și când se întoarce, să ia în stăpânire realitatea fizică și să o perceptuiască, să o binecuvinteze cu ceea ce a descoperit acolo. Cuvântul pe care vi l-am spus nu e necesar? Păi absolut necesar. Pentru că înaintea ochilor nu se desfășoară acum Sfânta Liturghie a Sfântei Jertfe, în care noi aducem ceva lui Dumnezeu și pătrundem din realitatea fizică în realitatea lui Dumnezeu, aducem pâine și vin într-o icoană cu totul specială și ne aducem împreună cu toți vii și morți sub chipul pâinii lui Dumnezeu, din realitatea fizică ne transpunem în realitatea lui Dumnezeu și ni se răspunde de acolo. Și preotul vă dăruiește dumneavoastră Sfânta Împărtășană. Altfel, doar sunt niște gesturi mecanice pe care le putem face ca un ritual. Dar ele nu sunt pentru Duh. Nu stă nimeni. Există o cameră de către capătul Pământului acolo. Dar noi nu se filmează. Nu e cineva care să vadă a făcut Părintele sau nu a făcut. A respectat sau nu a respectat slujba. Nu e nimeni să vadă lucrul acesta. Deci, n-are nicio valoare dacă respectăm sau nu. Ci valoarea vine din acest transfer al nostru, din realitatea fizică, în realitatea lui Dumnezeu. Și apoi primim din realitatea lui Dumnezeu ce? Vă imaginați ce primim noi din realitatea lui Dumnezeu? Pe însuși Dumnezeu. Pe oamenii ăia care au venit după aceea, îl caută. Deci el a trecut în partea cealaltă a mării. Îl caută să-l facă rege. Pentru că le-a dat pâine. Să mănânce. Domnul nu este de doar. Nouă, prin pâinea vieții, noi știm că îi se dă trupul și sângele Fiului lui Dumnezeu. Îi se dăruiește Însuși Dumnezeu. Dacă noi nu facem nici măcar mental acest balans, cum să facem altfel? Eu nu sunt un om duhovnicesc. Nu am această experiență a rămânerii, a sălășuirii mele în lumea adevărului, în realitatea adevărului, în realitatea Duhului Sfânt. Ca din ea, la fel ca orice om păcătos. Dar mental cel puțin. Cu mintea asta pe care mi-a dat-o Dumnezeu, slavă și proastă. Cu mintea asta reușesc să văd acest balans. Să văd această urcare a noastră în lumea îngerilor și coborârea îngerilor în lumea noastră. Și atunci, cum să nu vă zic eu lucrurile astea? Dacă eu le văd și sunt dator să spun ceea ce văd, cum să nu spun? De ce să tau? Pentru că oamenii au altceva de făcut. Nu-mi pasă că printre dumneavoastră sunt oameni însetați de realitatea adevărului. Că realitatea fizică nu ne mulțumește. Nu e așa frumusețe realitatea fizică încât să rămâi doar în ea. Toți vrem mai mult. De aceea am părăsit casă, mori și ce mai crezi dumneavoastră mașini scumpe. Și am venit aici și stăm în căldura asta și ascultăm cu Părintele. Pentru că vrem mai mult. Mai multul acesta ne cheamă la biserică. Ce e mai multul acesta? E ceea ce am desfăcut acum, înaintea ochilor dumneavoastră. Și nu de la mine. Ci sunt lucruri pe care și eu le-am văzut și m-am bucurat. Și vi le spun și dumneavoastră, nu ca să vă întristați, să vă necăjiți, ci să vă bucurați. Pentru că sunteți părtași la ele. Este culoarul prin care puteți evada din monotonia, din stricăciunea vieții fizice, într-o realitate nestricăcioasă a adevărului. Pe temeria lui Hristos, noi putem zidim. Și putem să dobândim aur, argint și pietre scumpe. Dacă suntem atenți. Dacă nu suntem atenți, și-am ratat predica de astăzi, și-am ratat și predicile celelalte, și-am ratat și canonul de citire biblică, și-am ratat și colocviu, că nu ne interesează. Atunci, lemn, fân și trestie. Focul arde. Te păgubește, dar ești totuși creștin. Și pentru lucrul acesta, Dumnezeu
Te primește cu drag, pentru că Dumnezeul nostru este iubire. Dar noi, cei care sunteți acum în biserică, cu asta vreți să vă întoarceți acasă? Cu fân? Cu trestie? Cu lemn? Care arde și nu rămâne nimic ce rușă după el? Avem șansa să ne întoarcem cu aur, argint și pietre scumpe. Pus-ai pe capetele lor cu nunte pietre scumpe. Pe capetele lor. Asta încerc să fac, dragii mei. Și să mă iertați. Tot efortul meu, chiar dacă nu reușește. Dar e un efort care țintește ceva. E să pun cu nunte pietre scumpe pe capetele dumneavoastră. Dacă nu în inimă, că n-am așa forță, măcar aici, în mintea dumneavoastră, să înțelegeți măcar aceste realități care sunt în fața ochilor noștri, să descopere nou. Liturghia nu este doar un ritual la care participăm, ci este un culoar. Un culoar pe care merge și la capătul lui se deschide o priveliște spectaculoasă. Unii o văd, ții nu o văd. Puteți să o vedeți.